44, în altă lună au fost 20. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu reamintește persoanelor încadrate într-un grad de handicap că în situația expirării termenului de valabilitate al documentelor de identitate se suspendă plata prestațiilor sociale. Reluarea plății prestațiilor sociale se face în baza solicitării scrise din partea persoanei cu handicap, cerere care, însoțită de un act, o copie a actului de identitate nou emis de către Serviciile de Evidență a Persoanelor, se depune la sediul instituției noastre din municipiul Giurgiu, șoseaua Alexandrei, numărul 79. Persoanele cu handicap sau mandatarii acestora trebuie să anunțe Direcția de Asistență Socială în termen de 48 de ore apariția oricărui eveniment care ar putea afecta plata prestațiilor sociale. Din această categorie face parte și expirarea termenului de valabilitate al cărții de identitate, iar în acest sens persoanele cu handicap semnează un angajament. Cu toate acestea, sunt numeroase situațiile în care cărțile de identitate nu sunt reînnoite la timp. Astfel, în anul 2013, aproape 360 de persoane cu handicap s-au văzut în situația de a solicita repunerea în plată, precum și plata sumelor restante. Este important ca persoanele încadrate într-un grad de handicap sau mandatarii acestora să evite suspendarea acordării plății prestațiilor sociale și să nu amâne reînnoirea cărților de identitate, pentru a nu fi puși astfel în situația de a beneficia cu întârziere de drepturile legale care li se cuvin. În prezent, în evidența DGASPC Giurgiu se află 7.734 de persoane adulte încadrate într-un grad de handicap. De la începutul anului 2014 și până în prezent, 41 de persoane au solicitat reluarea acordării plăților prestațiilor sociale suspendate din cauza expirării termenului de valabilitate al cărților de identitate.